Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi avem un oaspete special. O salutăm pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în platoul Vocei Basarabiei. Mulțumim mult că ați găsit timp să veniți la această ediție specială a punctelor de reflecție. S-au adunat iarăși multe probleme la care cetățenii așteaptă răspunsuri. Ați vorbit cu ocazia celor 31 de ani de independență în Piața Marii Adunării Naționale, cu prilejul festivităților desfășurate sub genericul Țară Mică, Inimă Mare, un slogan pe care l-ați lansat la începutul primăverii, când Moldova și-a deschis granițele pentru primirea refugiaților din Ucraina, și ați spus în acea zi că războiul se va termina, iar noi vom ieși din crize mai puternici. Ce înseamnă pentru Republica Moldova evoluțiile din imediata vecinătate a țării? Ne referim la invazia rusă în Ucraina, care durează mai mult de jumătate de an. Acest război înseamnă, în primul rând, riscuri de securitate pentru țara noastră, și vorbim despre aceste îngrijorări din prima zi de război și chemăm la pace din prima zi de război. Facem toate eforturile, întreprindem tot ce e posibil ca să menținem pacea în Republica Moldova. Acest război înseamnă consecințe dramatice, economice pentru Republica Moldova. Acest război a dus la creșterea semnificativă a prețurilor la resursele energetice și Republica Moldova, neavând resurse energetice în interior și fiind în situația să importe aceste resurse energetice, iarăși este afectată foarte mult. Deci o sumedenie de crize pe care le comportă acest război, dar cel mai grav, evident, sunt riscurile de securitate, este faptul că Ucraina luptă pentru independența ei, este faptul că în acest context ne facem griji și pentru independența Republicii Moldova și pentru libertatea noastră, iată, după 31 de ani, ne pomenim cu un risc sporit de nerespectare, dacă pot să spun așa, a independenței și a suveranității țării noastre. Domnul președinte, eu am fost la Călăraș și am discutat cu mai mulți cetățeni, pentru că e și în ajunul Zilei Armatei Naționale, despre neutralitatea Republicii Moldova, și spre surprinderea mea, foarte multă lume care a vorbit la microfonul Vocei Basarabiei se arată îngrijorată că această neutralitate deja nu mai avantajează țara, ținând cont de umbrela sub care trebuie să-și asigure securitatea Republica Moldova. Ce le spuneți acestor cetățeni care cred că această neutralitate astăzi nu e de mare folos? E firesc să fie îngrijorați oamenii, pentru că, repet, atunci când avem un război la hotarele țării noastre și când vedem oameni nevinovați, uciși, alungați de acasă, orașe și sate distruse, e firesc să ne facem aceste griji. Constituția noastră prevede neutralitatea, dar această prevedere în Constituție nu înseamnă neapărat că Rusia va respecta această neutralitate. Pe de altă parte, Constituția presupune că Republica Moldova are o armată națională care să o apere, și știm cu toții că această armată națională nu este cea mai puternică, nu este în cea mai bună formă, pentru că de-a lungul anilor nu s-au făcut investiții în armată, nu a fost pregătită pentru un război, inclusiv pentru că cu toții ne-am imaginat că suntem în secolul 21, când nu mai sunt posibile războaie, în cel puțin pe continentul european. Știind aceste lucruri și văzând ce se întâmplă, ce face Rusia în Ucraina, dar și cunoscând situația în Armata Națională, e firesc ca oamenii să-și facă griji. Noi încercăm să îmbunătățim lucrurile, dar evident că nu putem face miracole peste noapte. Oricum, o să lucrăm la consolidarea Armatei Naționale, o să lucrăm la dotarea mai bună a Armatei Naționale, pentru că, repet, conform Constituției, aceasta este armata trebuie să ne apere în caz de pericol. Sperăm să nu ajungem să ne confruntăm cu un asemenea pericol. Dar ce înseamnă o modernizare a Armatei Naționale? Noi suntem în situația în care armata este dotată cu arme foarte vechi, depășite, ruginite. Au fost niște etape de modernizare, ca să spun așa, de reînnoire a munițiilor, a dotării, dar aceste eforturi au fost foarte mici și evident că nu sunt suficiente.
Cine insistă cel mai mult pe această neutralitate, inclusiv adversarii politici ai guvernării actuale? Federația Rusă amintește, chiar și pe timpul acestui război pe care îl duce cu Ucraina, că Republica Moldova trebuie să-și mențină neutralitatea, dar și liderul de la Tiraspol. Am înțeles că v-a trimis a doua scrisoare anul trecut în decembrie și de această dată, unde cere o întâlnire cu dumneavoastră și insistă iarăși că Moldova trebuie să respecte această neutralitate. Vin aceste neîngrijorări de la Tiraspol, de la Moscova, de ce ar trebui să Moldova fie respecte îngrijorați? Neutralitatea. Deci haideți să nu ne lăsăm manipulați de discursul din Transnistria sau din partea policienilor proruși de la Chișinău sau de la Moscova. Moldova este neutră în continuare. Noi respectăm neutralitatea. Constituția noastră nu ne interzice să avem armată națională. Dimpotrivă. Deci aceasta este prevederea constituțională. Să avem armată, armată dotată ca să poată să-și apere țara. Este datoria noastră. Faptul că armata nu este dotată nu este în favoarea noastră. Republica Moldova este o țară pașnică și va rămâne în continuare o țară pașnică. Noi nu vom ataca pe nimeni. Noi am spus de mii de ori că ne dorim rezolvarea conflictului transnistrean doar pe cale pașnică, doar pe cale diplomatică. Deci riscurile nu sunt de la Chișinău. Nu Chișinău a atacat o țară vecină. Federația Rusă a atacat o țară vecină și în momentul în care Ucrainei se întâmplă acest lucru, e firesc și noi să ne întrebăm în ce măsură ne putem apăra. Doar că, iată, se găsesc personaje care încearcă să dezinformeze, să manipuleze. Repet, noi suntem o țară pașnică și vom rămâne o țară pașnică. Avem armată națională și trebuie să avem grijă de armata noastră națională, în special în situația de război provocat de Federația Rusă. Va răspunde președinția acestei scrisori pe care a trimis-o Krasnoselski în adresa dumneavoastră? Regimul de la Tiraspol trimite multe scrisori. Noi avem comunicare prin intermediul biroului de reintegrare, prin intermediul domnului viceprim-ministru Serebrean, pe subiecte concrete, inclusiv despre cum menținem liniștea și pacea, pentru că noi ne dorim să păstrăm pacea și vom face în continuare tot ce ne stă în puteri, inclusiv vom comunica cu regimul de la Tiraspol mai des decât am făcut-o până acum pentru a menține pacea. Da, în aceste 6 luni de când a izbucnit invazia rusă în Ucraina s-a menținut dialogul și cum îl definiți dialogul Chișinău-Tiraspol? Acest dialog, repet, a fost mai frecvent, anume din cauza riscurilor la adresa securității, pentru a evita orice intenții de destabilizare, pentru a reduce semnificativ riscurile de atragere Republicii Moldova în acest război. Sfârșitul acestui război ar putea aduce mai multă claritate în cooperarea moldorusă și la ce evoluții vă așteptați dumneavoastră în relația dintre cele două state? Relația noastră, evident că a devenit mult mai complexă din cauza acestui război, pentru că nu avem cum să nu vedem această agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei, pentru că noi respectăm integritatea teritorială a tuturor țărilor, pentru că noi respectăm dreptul internațional care spune că trebuie să recunoaștem și să respectăm hotarele tuturor țărilor și evident că ceea ce face Federația Rusă împotriva Ucrainei are repercusiuni asupra relațiilor pe care le avem. Există o anumită cu Federația Rusă, există o anumită comunicare pe domenii absolut necesare acolo unde trebuie să avem această comunicare, dar evident noi suntem o țară pașnică și suntem pentru respectarea dreptului internațional, pentru respectarea suveranității, integrității teritoriale a tuturor țărilor. Da, la nivelul cel mai înalt, acum s-a apăsat butonul pe o pauză? Nu avem nicio comunicare la nivel înalt. Avem comunicare la nivel de ambasador. Deci, ambasadorul nostru în Federația Rusă și ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova. Problema dependenței Republicii Moldova de resursele energetice, cel mai probabil, e subiectul care trebuie să domine agenda moldorusă, pentru că Republica Moldova importă gaz de la Gazprom. Ați vorbit mult că Republica Moldova ar avea mai multe scenarii pentru a asigura
cum să zic așa, buna ieșire din iarnă a cetățenilor Republicii Moldova. Totuși, admiteți că ar putea să închidă robinetul Gazprom și ce ar face? Ar fi o decizie politică, o decizie economică și cât de pregătită este Moldova dacă Gazprom închide robinetul? Nu, dar Republica Moldova cumpără gaze astăzi de la Gazprom și vedem că și țări mai pregătite oricum au o dependență destul de mare, toată lumea încearcă să diversifice, dar în această criză energetică este destul de greu să putem face o diversificare imediată și vedem acest război al prețurilor, pentru că prețurile la gaze pe piață, în special pe piața europeană, nu sunt prețuri reale, deci sunt anormale, dacă pot să spun așa. Noi, evident că încercăm diversificarea, dar pe motiv că în acești 30 de ani s-a făcut foarte puțin pentru diversificare. De exemplu, vedem alte țări, Lituania, care și-a construit în timp această oportunitate, această alternativă și acum poate să cumpere din altă parte, prin terminalul pentru gazul lichefiat. Deci, astea sunt niște investiții care au făcut, fost făcute timp de mai mulți ani, și iată acum oamenii au aceste alternative. În cazul nostru nu s-a făcut nimic, putem să discutăm foarte mult, ori pentru că politicienii din Republica Moldova au fost convinși de Moscova să se țină doar de această sursă de furnizare, ori că nu au luat în serios această problemă. Deja asta este o analiză pe care pot să o facă experții. Noi acum investim în proiecte de alternativă, dar ele vor da rezultate pe termen mediu. Sigur că ce înseamnă avem pe termen mediu? Asta în câțiva ani, În câțiva ani, evident, pentru această iarnă, bineînțeles că ne pregătim pentru toate scenariile, dar există și acest risc că Gazpromul ne va deconecta. Există și riscul că chiar dacă nu ne deconectează Gazpromul, dacă prețurile vor ajunge, vor crește și mai departe, atunci chiar și în contractul actual prețurile devin inaccesibile. Asta înseamnă că trebuie să încercăm să reducem consumul de gaze acolo unde este posibil, să-l înlocuim și vedeți că încercăm să facem asta cel puțin pentru sistemul de încălzire centralizat din Chișinău, acolo unde putem folosi păcură, acolo unde putem să folosim lemne și cărbune, și asta fac toate țările, nu doar noi, inclusiv cele care au și energie regenerabilă și surse alternative. Noi suntem într-o situație mai dificilă pentru că pe sursele regenerabile abia am început procesele, iarăși în trecut s-a făcut foarte puțin și pe alternative lucrăm, dar rezultatele nu sunt miraculoase, nu pot fi miraculoase în situația unei crize majore. Am citit pe o rețea de socializare o postare a unui coleg jurnalist, spunea că ultima achiziție de păcură miroase a corupție, se referă la licitația anunțată de termoelectrică. Nu este adevărat, cel puțin din informația pe care o am eu. Există un preț de piață în momentul în care se face licitația. Astăzi prețul poate fi unul, mâine poate fi altul. Contează ziua în care s-a făcut licitația. Sigur că instituțiile statului trebuie să verifice, dar nu cred că asta este problema. Mai departe, aceste întreprinderi trebuie să verifice și modul în care va fi furnizată păcura, pentru că una este să faci promisiunea, după care alta este să asiguri logistica, care este destul de complicată. Am văzut tot felul de exprimări, dar nu cred că cineva acum e cu gândul la scheme din aceste întreprinderi, pentru că știu că pot fi vizitați de procurori, pot fi vizitați de CNA destul de repede, deci eu cred că oamenii sunt conștienți de riscuri. Altă întrebare este că, într-adevăr, astăzi prețul pe piață poate fi unul, mâine poate fi altul, inclusiv la gazele naturale, chiar dacă nu prea vedem scăderi de prețuri, dar există această fluctuație majoră. Și dacă licitația se întâmplă astăzi, înseamnă că prețul oferit astăzi poate fi sau mai mic sau mai mare decât mâine sau poimâine. De asta eu invit pe toți să analizeze foarte atent lucrurile. E important să fim vigilenți, dar să analizeze lucrurile foarte atent. Dacă au probe, întrebări,
să meargă să se adreseze la CNA sau la procuratură, ca ele să fie clarificate. Explicația autorităților astăzi că nu ar trebui cetățenii să se neliniștească, că nu vor fi gaze, dar mai degrabă e problema prețului la aceste gaze. Exact. Asta este problema cea mare. Gaze pe piață sunt, dar prețurile sunt inaccesibile. Și de aici și dificultatea problemei este cum să găsim gaze la un preț mai mic. Și dacă gazele sunt scumpe, trebuie să căutați posibilități ca să ajutați cetățenii cu mijloace financiare, compensații, să poată totuși să, cu demnitate să treacă și prin acest sezon rece care ne așteaptă. Guvernul a anunțat deja un program, înțeleg că o mare parte dintre consumatori vor putea să beneficieze de acest program. Evident, sunt resurse majore și anul trecut au fost alocate câteva miliarde de lei pentru a ajuta cetățenii să treacă peste această criză. Sigur că ne-am fi dorit banii ăștia să putem să-i folosim în altă parte, să investim ca să avem, știu eu, aceste alternative energetice cel puțin peste câțiva ani, dar pornind de la realitate, asta fac și alte țări, încearcă să-și ajute cetățenii și eu sper că noi vom putea să totuși să-i ajutăm pe toți cei cu venituri mici, așa încât toată lumea să poată să treacă ușor sau cel puțin nu foarte greu de această iarnă. Fostul premier Chicu critică actuala guvernare că golește bugetul și că va rămâne fără bani. Știți, eu încerc să nu intru în dezbateri cu oameni dezechilibrați și în cazul ăsta nu vreau să comentez. Contractul cu Gazprom l-a semnat Moldova Gaz pe un termen de 5 ani. Problema problemelor e că gazul, cea mai mare cantitate, ajunge în stânga Nistrului, în regiunea transnistreană. Acolo se produce curent electric, curentul electric este cumpărat de cetățenii Republicii Moldova. Credeți că odată și odată lucrul ăsta va avea o finalitate? Că de ce regiunea transnistreană totuși acumulează datorii și nimeni nu-i pune la respect ca să achite cele 8 miliarde de dolari și acum chiar întâlnesc foarte multă lume îngrijorată că această povară financiară va fi pusă pe spatele tuturor cetățenilor. Evident că noi nu o să acceptăm niciodată ca această povară să fie pusă pe spatele cetățenilor Republicii Moldova, chiar dacă guvernul despre care ați menționat dumneavoastră, a încercat, a semnat un document prin care și-a asumat primele angajamente să găsească soluție pentru rambursarea acestei datorii. Deci, acest lucru este ilegal. Noi o să putem să schimbăm această situație în momentul în care o să avem linie deci de tensiune înaltă cu România, o să avem această conexiune. Am început acum un an proiectul, o să mai dureze, cred că, încă 2 ani până îl finalizăm. Iată atunci când vom avea alternativă reală, până atunci sperăm și piața energetică să se stabilizeze, să nu avem nici aceste fluctuații extrem de mari și prețuri extrem de mari pe piața energiei electrice, dar iată atunci va fi soluția reală, pentru că atunci nu o să mai depindem de regimul de la Tiraspol pe asigurarea țării cu energie electrică. Până atunci, situația va fi complicată, pentru că inclusiv achiziția de energie electrică din Ucraina poate fi împiedicată de Tiraspol. Credeți că Moscova se gândește atunci când eventual ar putea să decidă închiderea robinetului dacă gazele nu vor ajunge și în regiunea transnistreană și mai puțin ar fi preocupată de partea dreaptă a Nistrului? Guvernul a transmis mesajul foarte clar că în momentul în care Gazprom va decide, dacă va decide să deconecteze Republica Moldova de la gaze, asta va însemna automat și deconectarea malului drept și deconectarea malului stâng. Și atunci știm ce, adică dacă asta va influența sau nu decizia Moscovei, dar aici lucrurile sunt foarte clare. Auditul. Din punctul nostru de vedere. Auditul. Mai contează când va fi făcut și auditul contează, bineînțeles. Ce din rezultate păcate, va arăta acest audit? Din păcate a început cu întârziere, dar a început. Acum este important ca Moldova Gaz să ofere, Gazprom Moldova Gaz să ofere acces la toate datele, pentru că e vorba despre mulți ani în care Gazprom insistă că s-au acumulat aceste datorii
Și finalitatea acestui proces de audit depinde dacă vor fi puse la dispoziție datele sau nu vor fi puse la dispoziție datele, de ca ce să se verifice cum s-au acumulat aceste datorii. Pentru că noi suspectăm management deficient, corupție la anumite etape, a scris și presa, știm că Curtea de Conturi nu a fost lăsată timp de foarte mulți ani să intri în această, în această întreprindere. Respectiv, dacă e să facem lumină, trebuie ca aceste două companii care au fost angajate de către stat, companiile de audit, să aibă acces la toate datele. Dacă vor avea acces la toate datele, atunci vom putea înțelege ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat, dacă sunt datorii, care sunt datorii reale, care sunt din cauza că nu au fost ajustate tarifele la timp și care sunt din cauza că administrarea a fost proastă. Admiteți că Gazprom ar putea să nu recunoască rezultatele auditului? Și ce se întâmplă din în câte știm noi, caz? Gazprom și Moldova Gaz au angajat în paralel o companie să facă audit. Deci, conform protocolului semnat de viceprim-ministru, statul Republica Moldova trebuie să angajeze, deci partea moldovenească înseamnă statul Republica Moldova trebuie să angajeze această companie de audit. Deci noi mergem strict pe protocol. Acum Gazprom a hotărât să facă altceva, pot să compare rezultatele acestor două exerciții de audit, dar conform protocolului trebuie să mergem pe rezultatele auditului făcut de stat. Și un deznodământ trebuie să existe și pe acest dosar al importului de gaze de la Gazprom, ca să le fie clar și cetățenilor totuși cine poartă vină, de ce s-au acumulat datorii, de ce cetățeanul care a achitat cu regularitate costul pentru consumul de gaze, acum trebuie să suporte alte consecințe. E o situație care arată ciudat, mai ales atunci când se spune că aceste decizii ale Gazpromului nu sunt politice, ci sunt economice. Deci în momentul în care Gazprom vine și spune că s-au acumulat datorii din anul 1994 și iată până acum ele nu trebuiau plătite, dar acum când prețurile la gaze sunt de 20 de ori mai mari decât erau acum 2 ani, iată acum se cere și plata acestor datorii. Cum să interpretăm noi această abordare a Gazpromului, când din 94 până acum nu au trebuit achitate, nu existau aceste datorii și iată acum când sunt cele mai înalte prețuri la gaze, deci și așa este greu de plătit pentru consumul curent, iată acum, în această situație dramatică, se cere și rambursarea datoriilor din 94. Evident că această situație trezește semne de întrebare. Doamna președinte, exponenții opoziției parlamentare repetă cu regularitate că dacă ar fi fost ei la guvernare, nu s-ar fi ajuns la aceste tarife atât de mari pentru importul de gaze din Federația Rusă. Ce le spuneți criticilor? Eu mi-amintesc când erau ei la guvernare, Republica Moldova nu plătea prețuri mai mici decât ce plăteau ceilalți. Și doi, așa cum am spus, întrebarea mea era cum și dacă ei ar fi menținut pacea în Republica Moldova. Pentru că riscul cel mai mare ar fi fost atunci când partidele proruse ar fi oferit Rusiei Republica Moldova pentru a fi folosită împotriva Ucrainei, care ar fi fost reacția Ucrainei la aceste lucruri și putem doar să ne imaginăm unde s-ar fi găsit Republica Moldova în acest război și, respectiv, care ar fi fost și atitudinea Occidentului, pentru că în momentul în care Republica Moldova ar fi fost folosită împotriva Ucrainei, evident că toate sancțiunile impuse de către Occident, de către europeni și nu doar împotriva Rusiei, foarte multe dintre ele ar fi fost impuse și Republicii Moldova. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat cu exporturile noastre și noi avem 2/3 din exporturi în Uniunea Europeană. Imaginați-vă care ar fi fost atunci impactul acestui război. Și astăzi el este foarte mare, din păcate. Dar în cazul ăsta ne-am fi confruntat cu o situație mult mai gravă și, în primul rând, din perspectiva securității. I-ați răspuns lui Igor Dodon de ce nu mergeți să vă întâlniți cu Vladimir Putin, omologul dumneavoastră, să discutați acest subiect, iar ei continuă să vă îndemne, să vă ceară să mergeți la Moscova să discutați cu Vladimir Putin. Eu cred că domnul în cauză ar trebui să se ocupe de căutatul chitanțelor pe salariile pe care le-a primit și ca să poată să-și argumenteze cheltuielile și averile. Cred că pe asta ar trebui să se concentreze acum și restul problemelor să le lase
în responsabilitatea autorităților. Da, să revin la centrala de la Cuciurgan. Dacă ea nu va fi asigurată cu gaz, eventual, dacă se închide robinetul de la Gazprom, atunci Republica Moldova are alternative, așa spuneți dumneavoastră, să importe gaz din Ucraina inclusiv. Da, Ucraina. Dar este... moare această regiune și va fi considerată o blocadă din partea Chișinăului pentru stânga Nistru? Nu poate fi considerată o blocadă din partea Chișinăului, pentru că gazele naturale nu le furnizăm noi, le furnizează Federația Rusă. Deci dacă Federația Rusă, dacă Gazprom va decide să nu mai furnizeze gaze, atunci acest lucru va avea impact și pentru malul drept și pentru malul stâng. Sigur că noi suntem preocupați pentru cetățenii noștri de pe ambele maluri. În același timp, în momentul în care cumpărăm gaze din altă parte, trebuie ca pentru aceste gaze să se plătească. Așa cum plătește malul drept, așa trebuie să plătească și malul stâng. Deci asta este ideea. Nu putem noi să cumpărăm și malul drept să plătească, iar malul stâng să nu plătească. Dar dacă nu produce energie stânga Nistrului, moare economic regiunea? Nu știm, moare sau nu moare, o să vedem cum o să evolueze lucrurile mai departe. Dar poate domnul Krasnoselski vrea și aceste probleme să le discute cu dumneavoastră. Domnul Krasnoselski le poate discuta cu domnul Serebrean și cu alți reprezentanți ai guvernului. Vorbim despre alertele false cu bombă, pentru că mari bătăi de cap dau și societății, dar și autorităților, și e o panică în societate. A fost știrea că cei care au sunat la 112 au fost identificați deja, dar alertele cu bombă mai sunt anunțate și pe mail-uri. Ce răspuns are conducerea țării pentru cetățenii Republicii Moldova? De ce s-au întețit aceste alerte cu bombă în ultimul timp? Aceste alerte cu bombă sunt parte a războiului hibrid. Deci, e, într-adevăr, intenția este să-i sperie pe oameni, să le producă disconfort, să crească nemulțumirile în raport cu autoritățile, pentru că, iată, se întâmplă aceste lucruri. Știu că și Ministerul de Interne și Serviciul de Informații și Securitate au comentat acest subiect, știu că lucrează împreună cu partenerii externi, dar acești autori sunt în afara țării, deci nu... Au fost câteva cazuri care erau provocate de aici din țară, acolo au fost identificați repede acești oameni, deci nu... Problema nu este din interior, problema este din afara țării și este mai complicat. Se lucrează la asta. Republica Moldova nu este singura țară care a trecut prin această experiență. Cel mai important acum este să se dezvolte și se lucrează la asta, să se dezvolte un mecanism care să evalueze cât de mari sunt riscurile și cum să reacționeze în funcție de gravitatea acestui risc sau acolo când se stabilește că riscul este mai mare, să se intervină așa cum se intervine de obicei până acum, cum s-a intervenit, când se consideră că riscul este mai mic, să se intervină mai puțin pentru a produce un disconfort mai mic. Sunt multe voci care spun că aceste alerte cu bombă care se dovedesc a fi false ar putea fi și parte dintr-un scenariu care ar duce la destabilizarea situației social-politice în toamnă. Evident, așa cum am spus, ele sunt parte din acest război hibrid și ele au ca scop să-i sperie pe oameni, să-i supere, să destabilizeze. Vedem mai multe elemente ale acestui efort de destabilizare. Dar eventual, dacă sunt scoși oamenii în stradă și se ajunge la acțiuni de protest, instituțiile statului pot menține situația sub control? Noi suntem o țară liberă și orice om are dreptul să iasă la protest. Evident că protestele sunt proteste atunci când oamenii din propria lor inițiativă merg să-și spună păsul. E altceva când vedem clanuri corupte care plătesc oamenii ca să meargă la proteste. Pe de altă parte, deci, noi le asigurăm oamenilor dreptul să protesteze, să-și spună punctul de vedere. Pe de altă parte, evident, vom face totul ca să asigurăm ordinea publică, pentru că trebuie să asigurăm securitatea tuturor și a celor care participă la proteste și a celor care nu participă la proteste, dar se întâmplă să fie în acest spațiu. Deci, sigur, ordinea publică trebuie menținută și instituțiile noastre vor trebui să respecte, deci să-și îndeplinească sarcinile. Se protestează și nutea găgăuzierii. Vă este clar de ce protestează găgăuzii? O să merg și o să discut cu ei, dar
mă rog, repet, sunt oameni care merg la protest pentru că nu sunt de acord cu anumite lucruri, pentru că, mă rog, sunt supărați pe creșterea prețurilor și asta este firesc, și sunt anumite intenții, anumite personaje care inclusiv, din păcate, fac jocul altor state, în cazul dat al Federației Ruse, și asta deja este mai complicat, pentru că noi trăim în Republica Moldova, indiferent dacă suntem în Găgăuzia, dacă suntem la Chișinău, la Bălț sau la Ungheni, și toată lumea trebuie să respecte această țară și toată lumea trebuie să respecte legile acestei țări, nu să promoveze interesele unui stat străin în detrimentul intereselor Republicii Moldova. Și aici trebuie să fim foarte atenți, să ne amintim că asta este țara noastră și trebuie să fim patrioții acestei țări. Aveți de gând să mai ajungeți la Comrat? Da, bineînțeles. Așa cum am făcut până acum și am mers în foarte multe localități, așa voi merge în continuare următoarele săptămâni și luni pentru a discuta cu oamenii. Lupta împotriva corupției și reforma justiției, un subiect care se discută de ani de zile. Toată lumea așteaptă rezultate în această luptă înverșunată împotriva corupției, dar aici vreau să facem o deosebire, pentru că, iarăși, în societate se crede că Maia Sandu, atunci când a promis în campanie electorală și a câștigat mandatul de președinte prin acest slogan că trebuie să ducem o luptă aprigă împotriva corupției și să facem o adevărată reformă în justiție, Maia Sandu trebuie să livreze rezultate. Cine trebuie să livreze rezultate? Justiția sau politicul? Politicul trebuie să creeze condiții pentru ca justiția să-și facă treaba și politicul a adoptat mai multe legi, inclusiv pe confiscarea averilor ca să simplifice procesele, legi care să permită curățarea sistemului judecătoresc și al procurorilor, dar politicul nu poate să meargă să ancheteze, să pedepsească, să recupereze bani, chiar dacă noi, evident, de fiecare dată, la fiecare eveniment internațional, punem problema unei cooperări la nivel european și internațional pentru ca să putem să recuperăm banii care au fost furați și duși în afara țării. Dar până la urmă nu pot nici eu, nici doamna prim-ministru, nici chiar ministrul justiției să stea și să facă anchete pentru că legea spune altceva. Acum, noi, pe de-o parte, trebuie să facem ordine în justiție și această ordine o facem prin evaluarea externă, extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Este un proces în care participă și partenerii noștri și Uniunea Europeană și Consiliul Europei și lucrurile se întâmplă mai încet acolo, nu așa cum ne-am dorit noi repede, pentru că ei insistă pe proceduri și e bine că insistă pe proceduri, dar sper să avem cel puțin la sfârșitul acestui an un nou CSM și un nou CSP și de acolo să pornească cumva această curățare în interiorul sistemului. Pe de altă parte, chiar dacă sistemul încă nu este pe deplin curățat, suntem la început de curățare, așteptăm ca sistemul să facă lumină pe dosarele de corupție mare. Avem oameni care lucrează, avem oameni care înțeleg că nu vor supraviețui după această evaluare externă extraordinară a judecătorilor și probabil încearcă să mai ia mită pe ultima sută de metri și asta este foarte rău pentru că ei compromit în general această idee de reformare a sistemului. Dar era clar pentru noi că lucrurile nu se vor întâmpla în jumătate de an și asta a spus și doamna Chioveși când a fost aici. E nevoie să respectăm toate procedurile, e nevoie să cercetăm, să facem investigațiile ca la carte și asta poate dura ani de zile. În același timp, evident că vrem să vedem finalitate pe anumite dosare. Uneori oamenii sunt nedumeriți că, uite, l-a arestat pe cel pe 30 de zile sau pe 60 de zile, după care i-a dat drum. Oamenii trebuie să înțeleagă că acesta este ca măsură excepțională. Arestul până la finalizarea procesului este o măsură excepțională. Dacă procurorul vine și cere de la judecător arestarea pentru 30 de zile sau 60 de zile, o face doar pentru ca persoana cercetată să nu influențeze martorii, să nu se ascundă, să nu fugă din țară, până când se finalizează procesul. Dar procesul se finalizează doar în instanța de judecată. Deci doar când se va ajunge în ultima instanță de judecată, atunci putem judeca dacă omul a fost sancționat sau nu, dacă a ajuns la închisoare, dacă a fost confiscată averea. Și noi încă nu avem niciun proces care să fie ajuns la ultima etapă, iar aceste procese durează uneori ani de zile. Și tot cetățenii se întreabă, din moment ce și Vladimir Plahotniuc, și Ilan Șor, și
domn Platon, toți sunt plecați peste hotare. Procuratura investigează, instrumentează aceste dosare, dar mai există șansa, mai apare, mai rămâne a fi șansa asta că totuși cei care sunt certați cu legea vor fi pedepsiți, din moment ce inclusiv ei ar avea încă influența asupra unor magistrați din Republica Moldova. Da, este clar că ei încearcă în continuare să mituiască magistrați care să amâne procesele la nesfârșit sau să dea alte decizii, dar nu mai este așa de simplu cum era în trecut. Acum, pentru că a fost aprobată această lege că ei pot fi condamnați în lipsă, pentru că asta era un mare impediment, încearcă să îl aduci pe Plahotniuc care se ascunde sau cel puțin să ai dovadă că l-ai informat că, uite, a pornit procesul lui, în momentul în care se ascunde nu poți să obții această dovadă. Și iată, asta era un motiv de tergiversare. Acum, pentru că există legea care presupune sau permite investigarea în lipsa lor, asta înseamnă că ei vor putea fi, deci procesele vor putea continua, ei vor putea fi condamnați și atunci iarăși dați în căutare internațională deja pentru ca să-și ispășească pedeapsa. Dar acest lucru s-a făcut doar din motivul că ei nu sunt extradați de țările unde se află? Nu, asta s-a făcut, deci dincolo de extradare, și există o problemă și cu extradarea, extradările sau cererile de extradare sunt examinate, încă nu avem decizii, dar nici chiar aici pe intern nu se putea continua investigarea pentru că nu exista dovadă că omul știe că este cercetat. În momentul în care omul știe că este cercetat, dar se ascunde și nu vrea ca cineva să ajungă la el și să ia o recepisă că da, el a fost informat că este cercetat, cum este cauza lui, cazului Plahotniuc, atunci procesul se tergiversează la nesfârșit. Acum această lege permite... Deci se fac încercări să fie informat omul, dar dacă omul insistă să se ascundă și reușește să se ascundă, mă rog, lumea este totuși mare, atunci el oricum poate fi cercetat, se poate merge în instanța de judecată și în lipsa lui. Și ulterior deja dat în căutare internațională pe faptul că a fost condamnat sau, știu, depinde de decizia instanței de judecată. Ne referim la cei trei fugari care nu sunt în Republica Moldova, dar sunt certați cu legea, cel puțin asta încearcă să ne spună procurorii și politicieni de aici, de acasă. Marina Tauber acum insistă că ea e ținută după gratii pentru că în penitenciar, pentru că o critică pe Maia Sandu. Noi am văzut suficiente lucruri în raportul Kroll, noi am văzut suficiente investigații jurnalistice, dacă nu credem procurorilor, noi cerem de la procurori ca lucrurile să fie făcute corect, dar, repet, judecând și după ce am citit în investigația Kroll și după ce am citit în investigațiile jurnalistice, ne dăm seama dacă e vorba despre un om onest sau dacă este vorba despre un om încertat cu legea. Până la urmă, instanțele de judecată, procuratura, instanțele de judecată trebuie să-și facă lucru corect, așa încât să nu existe niciun semn de întrebare la acest caz și la alte cazuri. Credeți că dacă Republica Moldova ar avea un procuror general cu acte în regulă, nu cu interimat, lucrurile s-ar mișca mai repede? Pentru că în scurt timp se termină și interimatul domnului Robu, care... Nu cred că interimatul este o problemă. Avem interimat pentru că nu s-a clarificat încă problema cazului domnului Stoianoglo. Eu am spus că o să aștept deciziile instanțelor de judecată, dar între timp, evident, se lucrează sau procurorul interimar e responsabil. Avem acum un nou procuror la Procuratura Anticorupție care a declarat care sunt prioritățile. E clar, curățarea sistemului, pentru că nu poți să faci justiție dacă sunt încă în sistem judecători și procurori care sunt gata să-și vândă deciziile. Deci problema cea mare este pe cât de independenți sunt judecătorii și procurorii, pe cât de capabili sunt să cerceteze cazuri complicate. Deci aici este problema pe care trebuie să o rezolvăm. Dar credeți că doamna Drăgălin, în fruntea Procuraturii Anticorupție, ar putea să livreze repede rezultate? Eu nu cred că poate cineva livra repede rezultate. Repet, toate anchetele trebuie să fie făcute corect, toate probele trebuie să fie suficiente, trebuie respectate toate rigorile, pentru că altfel aceste cazuri vor fi pierdute în instanța de judecată și va fi decredibilizată și reforma și efortul procuraturii.
Sigur că noi ne dorim să vedem rezultate cât mai repede, dar în primul rând ne dorim ca lucrurile să fie făcute corect și ca să avem încredere, să recăpătăm încredere în justiție. Dar ce se întâmplă după ce se termină interimatul domnului procuror general Robu? O să analizăm, sigur. Depinde când instanța de judecată va analiza demersurile domnului Stoianoglo, dar în funcție de acest termen pe care își va lua instanța de judecată, o să vedem care sunt soluțiile de moment. Dar cine va organiza concurs pentru funcția de procuror general? Este lege, deci Consiliul Superior al Procurorilor, deci lucrurile sunt stabilite. Actual de lege. Sau viitor? Iarăși depinde. Depinde cât de repede se va mișca această comisie de evaluare externă extraordinară, când vor fi gata. După această comisie trebuie să fie adunarea generală a procurorilor. Cei care au trecut prin filtrul comisiei vor putea candida, procurorii vor alege din cei filtrați, ca să le spun așa. Deci sunt anumite lucruri care nu depind de mine sau de CSP. Sunt niște procese care se întâmplă în paralel. Dar lucrul ăsta poate să se întâmple după anul nou. Sper să se întâmple până la anul nou. Eu îmi doresc și eu, ca, la fel ca cetățenii, ca lucrurile să se întâmple mai repede. Doamna președinte, ați depus cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Bruxelles a acceptat statutul de țară candidată pentru Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Cum va fi acest parcurs european pentru țară, pentru cetățeni? Uniunea Europeană este șansa noastră să rămânem o țară liberă și democratică, pentru că suntem într-o regiune dificilă în care incertitudinea va fi prezentă încă mulți ani înainte și riscurile la adresa suveranității, libertății, independenței noastre vor fi prezente, din păcate, trebuie să fim realiști. De aceea, în Uniunea Europeană, șansa noastră este să ne consolidăm ca țară democratică, să devenim mai puternici, să putem să le oferim cetățenilor noștri securitate, să putem să le oferim oportunități de dezvoltare economică și să îmbunătățim nivelul de trai. De-aia vom insista să putem să ne mișcăm mai repede pe această cale. Depinde de noi toți. Sunt condiționalități, nouă condiționalități pe care promiteți să le... La care lucrăm deja. Să le înfăptuiți repede, da? Avem un plan de acțiuni, sunt nouă condiționalități, avem un plan de acțiuni, marea majoritate dintre ele ține de reforma justiției și de lupta anticorupție, de deoligarhizare, care este și obiectivul nostru. Deci jumătate din aceste condiționalități iarăși țin de lupta împotriva corupției și reforma justiției. Și de aici acest accent pe care îl punem și nevoia ca să reușim. Dincolo de asta, cred că există și o deschidere din partea țărilor Uniunii Europene. Și dacă vă amintiți, cu tot felul de pesimiști, discutam prin studiouri acum câțiva ani, care spuneau că nu există niciun apetit, nicio poftă din partea țărilor membre ca să se extindă Uniunea Europeană. Și întotdeauna am spus, oportunitățile pot apărea. Noi trebuie să fim gata pentru aceste oportunități. Și vedeți, oportunitățile pot apărea și în contexte dramatice, așa cum se întâmplă acum, și în contexte mai pozitive, așa cum a apărut oportunitatea pentru obținerea statutului de țară candidată și noi am insistat și am reușit să ne facem prieteni în Uniunea Europeană și să obținem sprijinul lor. Exact așa se poate întâmpla și în raport cu următorii pași, pentru că următorul pas este inițierea negocierilor. Și da, există exemple de țări pentru care a durat foarte mult această perioadă de la obținerea statutului de țară candidat până la inițierea negocierilor. Dar în același timp pot apărea și oportunități. Ați văzut și cancelarul german, ieri a spus că el vede Uniunea Europeană extinsă, pentru că Uniunea Europeană este în primul rând un proiect de pace și este în interesul tuturor ca acest proiect de pace să se extindă, inclusiv în interesul țărilor membre ale Uniunii Europene. Pentru noi este și șansa de a rămâne o țară liberă și democratică și, evident, șansa să ne dezvoltăm mai repede, să putem să creștem nivelul de trai. Deci, noi trebuie să fim gata, să fim consolidați în jurul acestui obiectiv, să fim uniți, să nu ne lăsăm dezbinați, manipulați, dezinformați și să muncim și la nivel central și la nivel local, așa încât să ajungem la standardele europene cât mai repede și să putem să devenim stat membru.
Apropo, pentru cetățeni, e clar că președinta Maia Sandu este un politician pro-european, guvernul este un guvern pro-european, majoritatea în Parlament este pro-europeană, dar iată că acum au început să se înghesuie și alți politicieni și alte formațiuni să intre exact pe acest segment al scenei politice și mă refer la apariția partidului primarului de Chișinău, Ion Ceban. Suntem o țară democratică, se poate înghesui, așa cum ați spus dumneavoastră, cine vrea. Am văzut că au fost anunțate o puzderie de partide, asta înseamnă democrație. Cine vrea, face partide. Dar cum să se dezmeticească cetățeanul? Cine cu adevărat își dorește această integrare europeană? Cine folosește acest deziderat? Și cine încearcă mai tare să-l bludnicească pe om? Pentru că mulți din cetățeni încă nu știu ce înseamnă un partid cu viziuni de stânga, ce înseamnă un partid cu viziuni de dreapta și e o amestecătură în capul omului. Păi iată, inclusiv presa din Republica Moldova este aici pentru a investiga, a demonstra, a arăta cine este cinstit și cine este corupt, că nu poate să fie european, pro-european, cineva care este corupt. A fi partid pro-european înseamnă să-ți finanțezi partidul sau mișcarea transparent și legal, să se vadă cine sunt donatorii. Deci înseamnă să trăiești după valorile europene, dar nu să te numești. Că noi am mai văzut din ăștia care își ziceau europeni, dar se comportau ca un regim autoritar și erau implicați în corupție. Deci aici e și datoria presei să îi arate pe toți așa cum sunt, nu așa cum se prezintă și, bineînțeles, e și asta partea încercăm politică. Să facem, să-i aducem pe fiecare aici în studio să-și expună punctul de vedere. Să spună ce cred despre războiul inițiat de Rusia în Ucraina, să spună deci, despre lucruri reale și concrete. Să-și spună punctul de vedere, așa încât oamenii să poată să judece. Aceste lansări mai sunt considerate și un fel de început de campanie electorală pentru alegerile generale din toamna anului viitor. Apropo, va fi făcută sau nu o reformă a administrației publice până la aceste alegeri generale locale? Întrebarea este către guvern. Probabil că sunt anumite elemente ale reformei administrative care pot fi făcute, cel puțin vedem că primarii tot cer anumite schimbări în relațiile cu administrațiile raionale. Nu există niște soluții foarte bune, adică există mai multe întrebări la potențialele soluții, dar e un subiect pe care trebuie să-l discutați cu guvernul, pentru că ține de responsabilitatea guvernului. Mulțumim pentru acest răspuns. Majoritate în Parlament există, dar nu o majoritate confortabilă pentru a modifica Constituția, pentru că suntem în ajunul zilei de 31 august. În 1989 s-a adoptat legea privind funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să vă întreb dacă a venit momentul sau dacă ați putea totuși să caute Partidul Acțiune și Solidaritate încă 5 voturi în Parlament și să decidă soarta articolul 13 din Constituție, unde este stipulat că limba vorbită pe teritoriul Republicii Moldova este limba moldovenească. Noi vorbim limba română și sărbătorim limba română. Acum, în Constituție, din păcate, în continuare este scris limba moldovenească. Partidul de la guvernare poate să caute 4 voturi, problema este că nu le poate găsi. Și din păcate suntem în continuare în această situație. Important este să ne cunoaștem mai bine limba, să o vorbim, să o promovăm și aici în țară și să-i ajutăm pe copiii noștri din diasporă să poată să o învețe. Facem ce putem, pornind de la anumite constrângeri și constrângerea fiind că nu există astăzi o majoritate constituțională în Parlament care să recunoască care este denumirea adevărată a limbii noastre. Dar până la finele acestui mandat, credeți că s-ar putea găsi voturi? Sau sunteți întrebarea sceptică? Întrebarea este către cei din Parlament care încă consideră că limba este moldovenească. Poate reușiți dumneavoastră aici în studio să-i întrebați, să obțineți un răspuns de la ei. Lumea zice că e un paradox. Din moment ce în școli se predă limba și literatura română, din moment ce toată lumea în stradă vorbește că e limba, denumirea corectă a limbei este limba română și iată, unii din politicieni mai încearcă să speculeze cu această problemă identitară, cu această problemă a denumirii corecte a limbii.
Eu cred că marea majoritate a oamenilor înțeleg că asta este limba română. Acum, structura Parlamentului e altă problemă și nu știu când o să avem în Parlament o majoritate constituțională ca să putem să schimbăm și în Constituție denumirea. Mulți colegi de-ai mei insistă să afle un răspuns clar dacă vor fi și trebuiesc remanieri guvernamentale. Dumneavoastră, aflându-vă la Bălți, ați răspuns iarăși la o întrebare a unui coleg de-al meu și ați spus că dacă ați fi fost dumneavoastră în fruntea executivului, ați fi operat aceste remanieri guvernamentale. Eu vreau ca să clarific lucrurile. Deci eu cred că toți miniștrii muncesc foarte mult. Sincer cred asta. Eu cred că toți sunt bine intenționați și muncesc foarte mult. Doar că unii sunt mai politici și alții mai puțin, pentru că e foarte important nu doar să muncești, e important să comunici cu oamenii, e important să reușești să transmiți ceea ce faci, e important să reușești să consulți care sunt lucrurile prioritare. Și iată aici cred că este diferența. Eu nu am absolut niciun dubiu că oamenii care sunt acolo muncesc din greu și e foarte mult de lucru și știu că petrec acolo foarte mult timp încercând să rezolve problemele. Doar că, repet, nu este suficient doar să muncești mult, e nevoie ca acest lucru cumva să fie consultat, să fie văzut, să reușești să ajungi la oameni, să discuți, pentru că asta înseamnă să fii politician. Dar dacă ați fi în fruntea guvernului, câți miniștri ați schimba? Nu, cred că e cazul să intrăm acum în detalii. Asta este responsabilitatea doamnei prim-ministru. De grabă se împlinesc 2 ani de când ați obținut mandatul de președinte. Care vă sunt regretele și care vă sunt bucuriile? Regretul cel mare este că am ajuns să trecem printr-o perioadă atât de complicată. Nu mi-am imaginat că vom avea război la hotar, că ne vom confrunta cu aceste crize. Aveam alte planuri, resursele pe care le cheltuim astăzi pentru a plăti gazul și pentru multe alte lucruri sau care vin din cauza războiului, trebuia să le investim. Oamenii trebuia să simtă altfel creșterile de pensii, creșterile de salarii, trebuia să putem să facem mai multe investiții. Evident că planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele de la târg, a venit această criză peste noi, nu putem să facem nimic, trebuie doar să ajutăm cetățenii să trecem mai ușor prin aceste crize, chiar dacă este greu, dar oricum să le ușurăm un pic situația, să nu renunțăm la planurile de viitor, să nu renunțăm la planurile de investiții care să schimbe situația țării peste 4-5 ani, ca să nu ne mai pomenim într-o situație de dependență energetică, așa cum suntem astăzi, și nu doar dependență energetică. Deci, evident că mi-aș fi dorit să putem să lucrăm pe timp de pace, să nu avem aceste provocări externe majore și să putem să ne concentrăm pe problemele noastre pe intern. Sunt, evident, cred că cel mai important lucru este faptul că am reușit să facem un pas către Uniunea Europeană, pentru că avem nevoie de familia Uniunii Europene, pentru că acolo putem să devenim mai puternici, acolo ne putem obține securitate și prosperitate. Dar dumneavoastră, pe dumneavoastră, au reușit responsabilii să vă lămurească de ce în Republica Moldova e cea mai mare inflație? Din cauza problemelor pe care le avem. Deci, pe de o parte, dependența energetică, pe de altă parte, veniturile foarte mici ale cetățenilor și consumul de energie sau ponderea cheltuielilor pentru energie în bugetul nostru mic este mai mare decât în alte părți, pentru că în alte țări salariile sunt mai mari și oamenii cheltuie mult pentru energie, dar oricum, sau cheltuie la fel ca și noi pentru energie, dar din salariile mai mari asta înseamnă mai puțin. Pe produsele alimentare, pentru că, din păcate, și aici creșterea prețurilor a fost foarte mare. Noi suntem o țară agricolă, dar noi exportăm materie primă și nu procesăm. Deci, industria noastră de prelucrare este în continuare foarte slab dezvoltată. Deci, noi exportăm materie primă, după care importăm alimente la prețuri mai mari. Și de aici, iarăși, a crescut foarte mult această inflația de prețurile alimentare. Suntem o țară mică, nu avem stocuri. Țările mai mari au avut stocuri, au putut un pic să, deci,
să tempereze această creștere. Noi importăm, exportăm. Ucraina a fost un mare partener comercial pentru noi, în special pe produsele alimentare, dar nu doar, și produsele, de exemplu, materiale de construcție, pentru că să vedeți că au crescut prețurile la materiale de construcție. În momentul în care nu am mai putut importa din Ucraina produse alimentare sau mai puține materiale de construcție, a trebuit să importăm din alte țări, de la distanțe mai mari, și asta a crescut prețurile. Deci noi suntem o țară vulnerabilă din toate punctele de vedere, trebuie și lucrăm la reziliența statului, dar pentru moment plătim cel mai mare preț al acestei inflații. Doamna președinte, aveți un dialog constructiv cu Bucureștiul. Înainte de a intra în studio, iarăși am văzut că lumea e nemulțumită de aceste cozi care se fac la vama moldoromână. Poate fi soluționată această problemă ca să nu mai existe această neîncredere a cetățenilor că cei de la putere nu pot sau nu-i duc capul să rezolve această problemă? Din păcate, această problemă este mare și este mare pentru toate țările, pentru că dacă o să vedeți și alte țări din regiune, și acolo o să vedeți cozi foarte mari. Și în Bulgaria, la trecere în România, acest război și refacerea lanțurilor comerciale, deci a condus la această congestiune. Sigur că noi ne dorim și discutăm cu partea română și încercăm, sper să ajungem să avem aceste puncte comune de trecere care să simplifice lucrurile, dar atât timp cât Ucraina este blocată, deci porturile sunt blocate, respectiv Ucraina încearcă măcar o parte din mărfurile lor să le exporte pe partea terestră, inclusiv prin Republica Moldova, dar nu doar prin Republica Moldova, evident, prin Polonia, direct prin România. Aceste probleme vor exista. Asta este realitatea. Noi încercăm să facem tot ce ține de noi. Discutăm din luna februarie-martie, discutăm cu partea română. Sper, repet, să ajungem la aceste puncte comune. Vedeți că se construiesc și poduri temporare ca să putem să creștem capacitatea. Nu este gata infrastructura noastră pentru așa fluxuri mari. Dar un control mixt, până la urmă, ar fi posibil să fie instituit la acest hotar moldoromân? Nu poate fi, pot fi puncte mixte, dar până la urmă, oricum, România are rigorile ei și Republica Moldova, pentru că e țară membră UE și pentru că are anumite angajamente pentru a adera la Schengen. Și respectiv, oricum, sistemele trebuie păstrate, dar există anumite soluții pentru a simplifica această trecere și sperăm ca ele să fie puse în acțiune. Eu am fost recent la nord, la Iedineț, și pentru că vine toamna și se recoltă mierele, strugurii, altă producție, și pentru că piața de desfacere e o problemă încă pentru unii producători din Republica Moldova, ce mesaj aveți pentru ei să nu ajungă la disperare, precum anul trecut, când erau 120.000 de tone stocate și nu știau ce să facă cu ele? Noi am crescut, am reușit să obținem de la Uniunea Europeană mărirea cotelor. O mărire a cotelor de export a merilor. Sigur că aici aceasta poate fi aplicată pentru anumite soiuri de mere, pentru că sunt soiuri de mere care sunt acceptate pe piața europeană și sunt soiuri de mere care nu sunt acceptate, și aici trebuie să fim foarte atenți atunci când facem investiții în livezi, ce plantăm, trebuie să ne documentăm ca să avem acces la piețe, și știu că guvernul lucrează foarte serios pentru a găsi piețe și în altă parte. Deci se întreprind măsuri. Acum depinde și de agenții economici să încerce să-și găsească parteneri în țările europene, așa încât să poată să valorifice aceste cote majorate. Am ajuns la final. O să vă rog să transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc, dar eu îmi permit să vă mai citez din alocuțiunea pe care ați avut-o la împlinirea celor 31 de ani de la proclamarea independenței. Ați spus că dacă unii vor întreba la ce folosește libertatea și democrația când prețurile cresc, le vom răspunde: libertatea noastră ne face mai puternici, ne dă voce, demnitate și putere, ne face să stăm drepți, să nu ne temem și să judecăm după interesul nostru propriu, nu după dictatul cuiva din afară. Care este interesul? Ideea națională a Republicii Moldova. Ideea națională este ca cetățenii Republicii Moldova să poată să decidă pentru ei ce vor și cum vor să trăiască, să li se respecte această alegere, pentru că cetățenii întotdeauna o să decidă ce e mai bine pentru ei. Și noi, moldovenii, putem să decidem ce e mai bine pentru noi,
să ne construim viața care să ne placă, care să ne țină acasă, evident cu ajutor, și am zis că noi cerem ajutor lumii democratice și lumea democratică ne ajută, dar vrem să ne fie respectat vrem să ne fie respectat dreptul la autodeterminare și să ne decidem noi singuri soarta. Asta vrem. Din păcate, iată, vedem că după 31 de ani de independență, iarăși este în pericol suveranitatea noastră și acest drept la autodeterminare. Trebuie să ne ținem împreună și să reușim. Pacea are un preț mare și libertatea are același preț? Și pacea și libertatea sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le păstrăm acum. Dar în Republica Moldova mai sunt oameni care vor un președinte autoritar. Iată, ce le spuneți celor care vor un diriguitor în fruntea țării, care ar bate cu pumnul în masă? Noi avem nevoie de ca legea să fie în capul mesii. Asta este cel mai important. Nu avem nevoie de un om care bate cu pumnul în masă, dar după aia merge și își subjugă instituțiile și respectiv își construiește tot felul de grupări pe care le folosește în scopuri personale sau de partid. Noi avem nevoie de dictatura legii, dacă vreți. Și asta încercăm să construim. Doamna președintă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc!